top 10 societăți secrete. Salut, oameni buni și nebuni, dar mai mult nebuni, bine ați revenit pe pulzero.com. Eu sunt Pulz, iar în acest episod din top 10 vreau să vă prezint. Dar înainte să încep clasamentul, vreau să vă ofer câteva detalii. Cine conduce de fapt lumea? Cine deține puterea absolută pe planetă? Statele Unite, Rusia, China, Japonia, Uniunea Europeană? Toate aceste puteri economice și militare nu sunt decât niște piese de joc, mânuite din umbră de adevărații stăpâni ai planetei. Care este scopul lor? Stabilirea unui guvern mondial unic și a unei noi ordini mondiale. Distrugerea identității naționale a statelor lumii. Distrugerea tuturor religiilor lumii, în special a creștinismului, și înlocuirea lor cu o religie unică de tip New Age. Controlul total al populației globului și a fiecărui individ în parte, precum și transformarea lor în sclav de tip modern. Reducerea masivă a populației globului până la o limită ușor de susținut de către mediul și resursele planetei. Promovarea depravării și a obiceiurilor rele pentru îndepărtarea moralei creștine. Distrugerea modelului actual de societate și a celulei ei de bază, familia. Distrugerea libertății de exprimare și restrângerea unor drepturi fundamentale ale indivizilor. Toate acestea se întâmplă chiar acum și într-un ritm tot mai accelerat. Înainte să încep, vreau să-i mulțumesc Clarisei, o fanatică nebună de pe pulzero.com, pentru că a trimis acest top în secțiunea dedicată. Gata, fără alte detalii, începem clasamentul. Locul 10. Francmasonii. Marea lojă masonică a fost creată în 1717, însă documentele care atestă existența sa datează încă din 1300. În interiorul acestei societăți există 3 niveluri prin care trebuie să treacă toți membrii. Astfel, cel care ajunge la nivelul al treilea va primi numele de master mason și implicit va fi cel care va conduce obștimea. Masonii organizează întâlniri regulate, în cadrul cărora practică ritualuri care fac trimiteri la simboluri arhitecturale, busolă sau pătrat, pentru a obține admiterea la reuniuni. Unile lor, precum și pentru a identifica și alte persoane care pot fi masoni, ei folosesc diferite practici, cum ar fi strângerile de mână. Semnele cu mână diferă de la un membru la altul, tocmai pentru a proteja grupul de alți oameni care vor să intre în societatea sub pretexte false. De asemenea, masonii poartă haine stilizate bazate pe îmbrăcămintea purtată de către strămoșii lor din Evul Mediu, cea mai cunoscută piesă fiind șorțul. Locul 9. Rosicrucianzi. Istoria spune că Ordinul Rosicrucianzi s-a înființat la inițiativa unui grup de protestanți germani în anul 1600, când au fost publicate o serie de 3 documente. Documentele dezvăluie povestea unui alchemist misterios care a vizitat diferite locuri ale lumii cu scopul de a aduna informații secrete și vorbesc despre o frăție secretă de alchemiști care se pregăteau să schimbe fața politică și intelectuală a Europei. Astăzi, există mai multe grupuri Rosicrucianzi, fiecare grup pretinzând că este strâns legat de cel original. Gruparea a fost divizată într-un amestec de creștini cu principii rosicruciene și într-o comunitate semi-masonică care tinde să aibă grade de aderare. Locul 8. Ordinul Templierilor Orientali. OTO, Ordinul Templierilor Orientali, este o organizație care a luat naștere la începutul secolului al XX-lea. Gruparea practică ritualuri și tehnici oculte, astfel încât membrii să poată trece de la un rang inferior la unul superior. Ideile filozofice ale societății secrete se bazau pe credința într-o nouă eră de principii și practici ezoterice pentru a descoperi adevărata identitatea unei persoane. Ritualurile pe care le practică OTO sunt foarte stilizate și folosesc preotese virgine, copii și preoți. În cadrul acestora sunt invocate multe divinități egiptene, iar la un moment dat, preoteasa va trebui să respecte una dintre reguli și să se dezbrace. Locul 7. Zorii Aurii. Ordinul Zorii Aurii a fost creat de 3 francmasoni și membrii ai societății rosicruciene din Anglia. Doctorul William Robert Woodman, William Wynne Westcott și Samuel Liddell MacGregor Mathers. Mișcarea a fost întemeiată datorită publicării unor manuscrise codificate, cumpărate de Wynne Westcott, dintr-un magazin de antichități. Wynne Westcott, împreună cu Samuel, au decodat manuscrisul care conținea ritualuri complicate. Pentru a trece de la un grad la altul, adepții trebuiau să practice un ritual în care primea fiecare diferite arme magice. Pentru fiecare grad exista câte un anumit halat, emblemă sau simbol. Locul 6. Cavalerii Templieri.
Ordinul Cavalerilor Templieri a fost unul dintre cele mai cunoscute ordine călugărești, militare creștine. Membrii comunității masonice, ai Cavalerilor Templieri, nu pretind o legătură directă cu grupul medieval înființat în secolul al XII-lea, ci doar se remarcă printr-un schimb de idei și simboluri. Locul 5. Grupul Bilderberg. Această societate secretă este puțin diferită față de celelalte prin faptul că nu are un membru oficial. Numele grupului este dat de oameni foarte influenți, în care se întâlnesc o dată pe an, de obicei cu o securitate bine organizată, sponsorizată de guvern. Subiectele discutate la aceste întâlniri sunt ținute secret, iar conferințele se țin în hotelurile de 5 stele din întreaga lume. Participarea la reuniuni se face strict pe bază de invitații, iar prima întâlnire a avut loc în anul 1954 la hotelul Bilderberg din Olanda. Inițial, gruparea a fost fondată cu scopul de a promova o înclinație anti-americană, deoarece, după al doilea război mondial, începuse să se răspândească de-a lungul Europei, dar în timp se pare că s-a transformat într-o lungă discuție despre o convenție mutuală interculturală. Locul 4. Ku Klux Klan. Organizația a fost fondată imediat după războiul civil american, în 1865, în statul Tennessee, iar până în 1870 s-a extins aproape în toate statele din sudul Statelor Unite ale Americii. Membrii acestei organizații promovau rasismul extremist și susțineau superioritatea rasei albe. De asemenea, membrii KKK erau antisemiți, anticatolici, anti-imigranți și homofobi. Aceștia aveau robe și măști albe țuguiate și își desfășurau activitățile adesea în orașe mici, pe timpul nopții, răpiri, incendieri, torturări sau chiar crime. Deși scopurile inițiale ale organizației erau aparent nobile, protejarea celor nevinovați și ajutarea celor oprimați. Organizația a fost dizolvată în 1870, însă au rămas diferite grupări la nivel local. A fost reactivată în 1915 în statul Georgia, însă dizolvată din nou în 1944. După o lungă perioadă, clanul apare din nou în mijlocul anilor 1990, incendiind bisericile oamenilor de culoare, însă doar la nivel local. Locul 3. Opus Dei. Opus Dei este organizația bisericii catolice ce promovează ideea că fiecare om se poate îndrepta spre sfințenie și că viața este doar un drum către aceasta. Opus Dei a fost fondată la Madrid pe 2 octombrie 1928 de către preotul spaniol José María Escriva de Balaguer, ce a fost canonizat de către Papa Ioan Paul al II-lea în 2002. În cartea Codului Da Vinci a lui Dan Brown, Opus Dei este o organizație secretă din sânul bisericii, al cărei scop era eradicarea prioriei de Sion și a tuturor celor ce doreau demascarea adevărului despre creștinism și despre presupusa linie genealogică regală a lui Isus. Ca ideologie, Opus Dei este o organizație ce împărtășește 100% credințele bisericii catolice, însă se axează pe viețile credincioșilor care nu sunt preoți sau călugări. Fiecare membru trebuie să urmărească un plan de viață, adică norme și obligații tradițional catolice. În anul 2010, Opus Dei avea aproximativ 90.000 de membri, dintre care doar 2.000 erau preoți. În cadrul laicilor, exista 3 rang: supranumerarii, numerarii, ce au jurat să fie celibatari și să trăiască în obediență și ascultare, și supleanții, ce au făcut jurământ de celibat apostolic. Niciun membru de rang nu are voie să-și dezvăluie apartenența la grup, decât cu permisiunea tuturor membrilor locali. Datorită acestui caracter discret, Opus Dei a fost acuzată de ocultism, sincretism și că este o organizație care se ocupă mai mult de aspectul financiar al vieții decât cel spiritual. Locul 2. Mana Neagră. Mana Neagră a fost o societate secretă militară, ce a fost fondată în Serbia la 9 mai 1912. A făcut parte din mișcarea penslavistă, a cărui scop era unirea tuturor slavilor din Europa sub un singur stat. Acest lucru cerea separarea Serbiei de regatul austro-ungar. Astfel, Mana Neagră a început propaganda anti-austro-ungară. Mana Neagră ar fi fost uitată dacă nu s-ar fi implicat într-unul dintre cele mai importante momente ale începutului secolului al XX-lea, asasinarea arhiducelui Austriei, Franz Ferdinand, la sfârșitul lunii iunie 1914. Rezultatele asasinării au fost catastrofice. Austro-Ungaria a declarat război Serbiei, Germania, aliata austro-ungarilor, a declarat război Rusiei, Franța și Marea Britanie, aliate Rusiei, au declarat război Germaniei și astfel, până la finalul lunii august, toată Europa era în război. Nu uitați, după locul 1 mai este locul 0, pentru că vă aflați pe Puls 0. Locul 1. Majestic 12.
Majestic 12 este numele de cod al unui presupus comitet secret de oameni de știință, lideri militari și oficiali guvernamentali americani, ce se presupune că s-a format în 1947, printr-un ordin dat de președintele SUA de la acea vreme, Harry S. Truman. Scopul lui acestui comitet a fost să investigheze activitatea OZN după incidentul de la Roswell, New Mexico, unde se presupune că s-ar fi prăbușit o navă extraterestră în iulie 1947. Majestic 12 este o importantă parte a conspirației extraterestre și a mușamalizării informațiilor în legătură cu aceștia. Mențiuni: Societatea Vril, Societatea Thule, Prioria din Sion, Frăția Feniana, Hashashin, Ordinul Asasinilor, Cavalerii Cercului de Aur. Sunt extrem de multe societăți secrete, dar nu mai am posibilitatea să adaug la mențiuni. Dacă doriți să contribuiți la aceste mențiuni, lăsați un comentariu. Locul 0. Iluminati. Conform culturii populare și teoriilor ciudate și primitive ale conspirației, nicio societate secretă nu a ajuns atât de renumită precum Iluminati, în care a fost adesea un subiect dezbătut în cărți, filme și televiziune, de asemenea și într-unul dintre topurile mele. Gruparea a fost fondată în anul 1700 de către o organizație secretă germană. Mulți oameni cred că Iluminati încă funcționează și gestionează principalele activități guvernamentale ale lumii. Mai mult, se crede că aceștia doresc să creeze un guvern mondial bazat pe idei ateiste și principii umaniste. Am încheiat clasamentul. Înainte să închei videoclipul, vreau să vă spun primul comentariu pe subiect de la episodul anterior. N-ai văzut-o pe profa de mate, o tortură în carne și oase, și să vă arăt secvența necenzurată. Argumente din absurditate, iar pul zero mie normalitate. Din fericire, Cosmin Ferecatu a știut secvența cenzurată din episodul anterior, iar care compensă apare 10 secunde chiar acum. Iar acum, o altă secvență cenzurată. Totul. Știi videoclipul cenzurat? Lasă un comentariu cu puls, urmat de titlu, link și timp. Recompensa este 10 secunde din următorul episod din Top 10. Află mai multe detalii pe pulzero.com. Nebunilor, în clipele următoare voi citi câteva comentarii de la episodul anterior din Top 10. Trebuie să ascund topul ăsta de mama. Dacă iau sub 6 la examen, mă torturează. Wow, aceste torturi par și sunt îngrozitoare. Gata, mi-ai dat de gândit. Pentru că tot timpul sunt sincer când vine vorba despre videoclipurile tale, voi fi sincer și îți voi spune că nu a fost un video chiar pe gustul meu. Dar asta nu înseamnă că nu l-am urmărit până la ultima secundă. Dar dacă ar fi să punctez felul în care l-ai prezentat, imaginile și, bineînțeles, efectele, nu cred că ar avea rost să-mi spun părerea despre asta. Pur și simplu ai ajuns la un punct în care faci lucrurile atât de bine, încât m-am plictisit să-ți spun că le faci atât de bine. Sper că nu o să te schimbi. Tot respectul meu, bro. Puls, tu le faci cel mai bine. În sfârșit, un top la care nu mi-e frică să mă uit. Cât de diabolic că e mintea omului, rasa umană va distruge pământul până la urmă. Nu asteroizii, nu super vulcanii, nu super cu tremurele, nu inversarea polilor, ci omul. Moduri de tortură. Numai gândindu-mă la aceste cuvinte mi se face pielea de găină. Mă bucur că lumea a evoluat suficient cât să uite de aceste obișnuințe sinistre. Acesta a fost un alt top minunat, făcut ca la carte. Eștare puls. Doamne, deci un top simplu care îl găsești peste tot, dar numai la tine e așa. Like! Așa îmi făceau prietene cu mine și îmi spuneau că se joacă. Mă bucur că te-am putut ajuta. Ador cum melodia de pe fundal se combină cu vocea și subiectul topului. Acum sunt înlocuite cu taxe, bac, job, transport în comun, salata de vinete, cozi interminabile la ghișee, etc. Clipul ăsta mă face să mă bucur că trăiesc în secolul 21. Dacă mi-a plăcut extrem de mult acest top, înseamnă că sunt masochist? Cred că o să vomit. Wow, a fost extraordinar. Nu uitați, dacă comentați la acest videoclip, puteți apărea în următorul episod din Top 10, dar și în clasamentul nebunilor de pe pulzero.com. Fanatici care au contribuit la acest clasament: Larisa, Andrei, Cosmin Ferecatu, TV Games și Denis. Fără voi, topul nu era la fel. Vă mulțumesc din suflet că v-ați implicat. Vă mulțumesc că ați urmărit acest episod din Top 10. Scrieți-mi într-un comentariu părerea voastră despre episod sau dacă știți videoclipul cenzurat pe care l-am prezentat. Dați un like sau un dislike dacă nu aveți chef să scrieți. Puteți da și subscribe, deoarece în săptămânile ce urmează voi mai face clasamente pe tot felul de subiecte care au legătură cu Puls 0.